ce s-a încheiat votul pentru primul tur. În primul și în primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit la vot. Cei care au votat pentru candidatura mea, pentru ceilalți 13 candidați. Important este că au venit la vot și au exercitat dreptul democratic și mă simt extrem de mândru pentru faptul că mulți români au avut încredere în proiectul meu de președinte, un proiect de schimbare după 10 ani de dezbinare și de ură, un proiect de dezvoltare a României și de afirmare a mândriei noastre și a identității naționale. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut că este important să voteze, dar vreau să îi rog pe toți cei care au votat pentru mine să fie încă o dată alături în 16 noiembrie, pentru că atunci putem într-adevăr să pornim pe acest nou drum de care România are nevoie după acești 10 ani extrem de răi. Vreau să spun însă foarte clar că în următoarele 2 săptămâni mă voi adresa atât celor care au votat, cât și celor care au votat un alt candidat sau celor care nu au votat absolut deloc, pentru că mă consider responsabil pentru toți românii, pentru cei care au venit la vot, pentru cei care n-au venit, pentru cei care au votat cu un candidat sau altul. Am o responsabilitate față de toți și proiectul meu de președinte îi include pe absolut toți românii din România și din afara țării. Vreau și pot să fiu președintele tuturor românilor, nu doar al unei majorități sau a unui grup, pentru că am crezut că românii pot fi un popor unit și că împreună pot întotdeauna să facă mult mai mult decât divizați, așa cum au fost în ultimii ani. Divizați între cei din rural și cei din urban, între cei mai tineri și cei mai în vârstă, între cei care lucrează la stat sau la privat. După toți acești ani de ură, avem nevoie să pornim pe un nou drum în care capacitatea de dialog și capacitatea de a munci împreună și de a trăi împreună în această țară trebuie să fie regulile și nu excepțiile. Săptămânile, cele 2 săptămâni de campanie care ne rămân până la momentul 16 noiembrie, le voi folosi pentru a prezenta în continuare proiectul meu de președinte pe domeniile care țin de funcția de președinte, și anume politica externă și securitatea națională, sistem constituțional și independența și eficiența justiției, dezvoltarea socială și economică a României. Iar aici mă refer în special la faptul că marți mă voi întâlni cu reprezentanții coaliției de guvernare și împreună vom anunța persoana sau persoanele care pot conduce un guvern al României pe baza programului USL, votat în 2012, până la alegerile din 2016. Pentru că USL-ul este cel care a câștigat alegerile în 2012 și recunosc că am privit cu oarecare amărăciune și chiar scârbă prezența domnului Blaga, a domnului Ungureanu, a multor altora în sediul USL, alături, sigur, de Klaus Iohannis, care n-avea nicio legătură cu USL-ul. Dar impostura este încă o forță importantă în România și cred că după 16 noiembrie putem să ducem până la capăt acea schimbare pe care am început-o în 2012. Voi participa în a doua săptămână la cel puțin 4 emisiuni. Staful meu a discutat deja cu cele 4 televiziuni de știri, Realitatea TV, B1 TV, România TV și Antena 3, pentru a discuta despre, repet, ceea ce intră în fișa postului de președinte. Despre politică externă, securitate națională, sistem constituțional, capacitatea președintelui de a lucra cu guvernul, nu de a se lupta cu guvernul, de a lucra cu guvernul României și cu Parlamentul,
pentru a duce mai departe dezvoltarea economică și dreptatea socială de care România are nevoie. Reiau invitația adresată contracandidatului meu, cel care a intrat de asemenea în turul 2, să fie prezent la aceste dezbateri, dar nu pentru confruntări, pentru că România au văzut suficiente confruntări în acești ani, ci pentru a vorbi despre ce vrem să facem oricare dintre noi în funcția de președinte și cum vedem dezvoltarea României în măsura în care românii pe 16 noiembrie ne vor vota pentru această funcție importantă. Am un sentiment în mod special de mulțumire pentru că mai sunt 14 zile doar și România va avea din nou, după 2 ani, un președinte legitim. Un președinte care să-i reprezinte cu adevărat pe români. Un președinte care poate să aibă dialog cu toate forțele politice și cele care mă susțin și cele care sunt în opoziție, cu toate segmentele sociale și un președinte care va reuși să-i reunească pe români în proiectul de reconstrucție a țării noastre. Sunt 10 ani de sărăcie, de dezbinare, de ură, se termină într-un mod penibil, dar nu cred că e cazul decât să ne bucurăm de faptul că se termină peste 14 zile și sunt absolut convins ca președinte al românilor și al oamenilor din această țară, nu al lucrurilor din această țară, eu vreau să fiu președintele oamenilor, nu al lucrurilor, că vom putea, începând cu 17 noiembrie, alături de milioanele de români care m-au votat și alături de milioanele care au votat pe altcineva sau care n-au votat deloc, să pornim pe acest drum al unirii și al capacității de a lucra și de a trăi împreună. Asta vreau să vă zic. Dacă e ceva foarte important care doriți să mă întrebați, sunt gata să... Nu, 37,5 este scorul pe care alianța pe care m-a susținut în candidatura pentru funcția de președinte a obținut-o la alegerile europarlamentare. Nu știm încă rezultatul, am văzut doar exit poll-uri. Dacă este mai mult de 37,5, nu pot decât să spun că mă bucur. Dar evident că turul al doilea pornește de la 0 la 0, ca să folosesc o expresie fotbalistică. Și îmi doresc ca în cele, de fapt nu sunt 14, sunt vreo 11 zile de campanie, să vorbesc din ce în ce mai mult și mai des românilor despre ce voi face ca președinte. Pentru că celelalte subiecte care nu țin de fișa postului președintelui trebuie să le lăsăm totuși pentru comentatorii politici și pentru ceilalți. Vreau să precizez și după care strigați dumneavoastră la mine faptul că mă voi adresa tuturor alegătorilor celor 12 candidați care nu au intrat în turul al doilea. Voi încerca să-i reprezint pe acești alegători. Dacă sunt și sunt cu siguranță idei și lucruri bune în programul fiecăruia dintre cei 14, vreau să le aplicăm și de fapt asta înseamnă capacitatea de a uni românii, nu de a-i dezbina. Iar eu sunt, după această seară, mai încrezător că putem împreună să mergem în această direcție. Doamnă, lucrurile arată în felul următor. Când m-am referit la faptul că 10 ani de minciună și dezbinare se termină într-un mod penibil, mă refeream inclusiv la faptul că domnul Băsescu tot de campanie se ține. Lucrurile stau în felul următor. Încă nu s-au închis secțiile de vot din vest. Cele din est s-au închis de mult. Cele din vest nu, se votează. Doi, a fost exact același număr de secții de vot ca și în 2009, spre deosebire de 2009, prin măsurile luate de către instituțiile statului, de data asta nu se mai fraudează votul. În 2009 s-a furat în diaspora. Acum vedeți, la Paris, dacă nu se fraudează, se face coadă. Și când am promis că schimbăm România față de epoca Băsescu, ne referim inclusiv la faptul că votul românilor din diaspora nu va mai fi fraudat grosolan, cum a fost în 2009. În rest, organizarea în secțiile de vot, după cum dumneavoastră sunt convins că știți foarte bine, înainte să mă întrebați, aparține
tot ceea ce ține de organizarea autorității electorale, Biroul Electoral Central decide și noi asigurăm doar condiții. Eu v-am răspuns la întrebare, după care dumneavoastră vă vedeți de campania dumneavoastră. Vă rog frumos. Repet. Noi o să vă dau telefonul celor de la Autoritatea Electorală Permanentă și cu Realitatea TV, că bănesc că de la Realitatea astăzi. Nu, noi ne ocupăm. Noi ne ocupăm de organizarea în afara secției de vot, lucru pe care sunt convins că și dumneavoastră îl știți. Și dacă după acea excrocherie pe care am văzut-o aseară cu softul, tot la Realitate, normal. Excrocheria că nu știu cine fură cu softul. E softul de la europarlamentare. Acum l-ați aflat. Acum e o nouă excrocherie cu nu știu ce s-a întâmplat. Noi vă punem la dispoziție, instituțiile statului își fac datoria și sunt convins că și-o vor face față de toată lumea. Vă rog. După cum știți foarte bine, există o coaliție de guvernare formată din PSD, UNPR, PC și UDMR și acestea se va adăuga cu siguranță Partidul Liberal al domnului Tăriceanu. Marți avem această discuție la coaliție și ne asigurăm că programul USL, cel pentru care românii au votat 60% în 2012, va fi implementat până la sfârșitul 2016. E duminică seară. Marți, după amiază. Așa am făcut și la europarlamentare. Și așa fac de fiecare dată. Aștept să se închidă secțiile de vot. Vă referiți la tactica de ieșire? Da. Dacă sunt pe primul loc, pot și eu să ies ultimul, nu? La declarații. În campania pentru turul 2 veți face un tandem cu persoana pe care o veți nominaliza ca premier? Este o decizie care aparține coaliției. Eu nu vreau să vin să spun doar eu pe cine vreau prim-ministru. Vreau să existe o decizie a coaliției de guvernare, pentru că următorul prim-ministru va lucra cu coaliția din Parlament. Ori eu vreau să lucrez cu guvernul, să-i sprijin în totalitate, pentru că ați văzut ce înseamnă un președinte care se luptă cu primul ministru. Înseamnă energii pierdute, înseamnă război continuu și sunt convins că după 16 noiembrie trebuie să renunțăm la acest război. Și asta înseamnă că eu ca președinte voi lucra cu primul ministru și guvernul care are sprijin în Parlament și nu sprijinul meu personal. Vă mulțumesc, vă urez o seară bună!